Proiectul Vindecare prin Artă este unul din proiectele lansate de Fundația Medpark anul curent. Este un proiect pilot pentru Republica Moldova și un proiect inovator pentru fundație și pentru partenerii noștri. Prima instituție în țară în care s-a pilotat acest proiect este Spitalul Raional Cahul. La moment, deja 3 secții ale spitalului au fost amenajate cu pozele care, suntem siguri, vor aduce stare de bine. Atunci când s-ar părea că toate prioritățile sunt direcționate spre combaterea pandemiei, uite, apare acest proiect frumos. Aceste tablouri au fost instalate doar în spațiile reabilitate capital. Deci au venit, să spunem că așa, ca o cereașă de pe tort. Numeroase cercetări au demonstrat că atunci când privim o piesă de artă sau ceva ce ne pare frumos, liniștitor, în creier se accesează nu doar partea vizuală, de ceea ce răspunde de cum vedem noi lucrurile, dar și partea care răspunde de recompensă și de plăcere. Deci noi automat, când vedem ceva, primim de la asta și plăcerea. Plăcerea, de fapt, este un antidot a durerii. Nimic nu este panacee, nici bisturiu de la sine, cât de important n-ar fi, nu înlocuiește necesitatea în anumită medicație, nu înlocuiește necesitatea într-o vorbă bună din partea medicului și sigur că nu înlocuiește necesitatea într-o stare de spirit. Больница – это всегда отрыв от реального мира. Мы находимся в больнице далеко от природы, то есть мы видим, особенно сейчас нельзя выходить, нельзя пойти на прогулку. Если у меня есть возможность с моими фотографиями сделать кому-то приятно и еще, может быть, помочь выздороветь, то я с удовольствием помогу. Когда тебя окружают капельницы, голые стены, все металлическое такое, все очень больничное, очень хочется зацепиться глазами за что-то родное, приятное, душевное. Ideea este bună, eu cred că puțin s-a schimbat atmosfera, numai pereți albi, atmosfera nu cât a lucrătorilor, cât noi muncim aici, cred că pacienților. Cu ais, cu apă avem aici că răsărit soarelui, ne luminează, ne mai încălzește. Ochii își ridică pe perete, nu-i numai alb, alb peste tot. Mi-am pus lângă biroul meu acest tablou, copaci revin la viață, încep a înflori. După instalarea acestor tablouri, secția noastră a devenit un pic mai atractivă și a devenit o atmosferă mai mult ca acasă și nu pereți de spital. Nașterea este un stres foarte mare pentru pacientele noastre. Majoritatea pacienților după naștere sunt foarte labili psihoemoțional și aceste picturi sau aceste fotografii sunt foarte benefice în diminuarea acelor stresuri care apar. Mai mult ca atât, ele sunt benefice și încurajează pacientele noastre în luarea deciziilor, îmbunătățește comunicarea între pacienți și colaboratorii noștri. Atunci când în salon punem lumina dezinfectantă, luăm loc pe această canapea și admirăm aceste tablouri frumoase imagini. Una dintre amele preferate este floarea soarelui, care nu este definitiv deschisă. Atunci când timpul este posomorât afară, iar după câteva ore de contracții și dureri, te alini cu aceste imagini. Suntem gata să mergem împreună spre mai multe proiecte de suflet a Fundației Medpark, acționând din respect pentru viață, din dragoste pentru oameni.